Vorbeați, apropo de această idee a dumneavoastră cu efectul nefast al împărțirii sistemului, al împărțirii companiilor pe capacități de producție. Ați declarat la un moment dat că vreți, că vă doriți ca Hidroelectrica să se împartă în două, trei societăți și fiecare din această societate să fie combinată într-un mix energetic cu altă companie. Care sunt aceste două, trei mari companii pe care le vedeți? Lucrăm acum la un studiu pe această temă, pentru că eu nu renunț la ideea de a crea două, trei companii puternice care să funcționeze pe mix de resurse energetice. Care ar fi acest mix, dacă ne puteți da un exemplu, să spunem? Când va fi hidro gata, plus termo plus... Când va fi gata studiu, vă promit că vă pun la dispoziție. Cam în cât timp credeți că va fi gata? Estimați o discuție? Întâi, cred că este nevoie să vedem din punct de vedere legislativ care sunt consecințele. Deci suntem în stadiul în care acum verificăm legislația, cum putem face lucrul acesta. Pentru că în cadrul acestor companii avem și pachete minoritare, fie de la fondul proprietate, fie de la alți acționari, și atunci trebuie să vedem care este influența. După care, sigur, pasul 2, urmează studiul, așa cum vă spuneam, că se face, și le vom cupla pe amândouă în așa fel încât să poată să iasă un... Dar știți că atunci când s-a mai pus în discuție crearea două companii mari energetice, Hidroenergetica și Electra, s-au opus în totalitate cei de la Comisia Europeană, de la Banca Mondială și de la noi, Consiliul Concurenței. Ce, cum veți face față? Dar poate că ne spun cei care s-au opus, cum poate o companie care produce numai energie pe bază de cărbune să fie competitivă pe o piață în care funcționează hidro și nuclear? Dacă cineva îmi răspunde la această întrebare, atunci am să fiu și eu de acord cu ei. Până atunci nu pot să... Să ne imaginăm că se creează o companie puternică, hidroelectrică, nu, două hidrocentrale din zona Băii Jiului... Nu va funcționa așa, nu așa. Se duc la... Deci unele atunci companii... Atunci cum vedeți lucrurile? Unele companii pot fi asociate într-un sistem de holding care poate să funcționeze foarte bine pe centre de profit. Deci sunt soluții. Nu că nu sunt soluții. Important este să vrei să le faci. Eu vreau să le fac. Cu alte cuvinte, rețineți, vreau să le fac indiferent dacă deranjez pe unii sau pe alții. Aceste companii pentru țară sunt foarte necesare. Cine înțelege bine, cine nu, mai pune mâna, mai citește, mai studiază și apoi vine să discute cu mine. Dar dacă această inițiativă se va lovi de o împotrivire din partea Comisiei Europene sub forma legală de declanșarea unei proceduri de infringement, veți încerca ca înainte de a acționa să aveți o discuție cu Comisia Europeană, cu Bruxelles, cu specialiștii de acolo, astfel încât toate acțiunile să fie în concordanță cu legislația europeană? Atâta timp cât nicio țară din Uniunea Europeană nu funcționează pe sistemul care îl avem noi, nu văd de ce Uniunea Europeană s-ar opune aceste chestiuni. Mai mult decât atât, eu m-am văzut cu domnul comisar Oettinger, în care i-am explicat care sunt obiectivele mele pe termen mediu, și săptămâna aceasta mă mai văd odată cu el. Și iarăși am să-i spun lucrul acesta. Pentru că nu se poate pe o piață liberă, începând de la 1 ianuarie 2014, nu se poate să pui pe picior de egalitate, pe prețuri competitive, companii cu resurse sau care funcționează pe bază de resurse care n-au nimic în comun. Cărbune, apă, regenerabile și așa mai departe. Gaz metan. În celelalte state europene, companii precum CEZ au funcționat de la început așa. Păi și noi de ce ne-am despărțit? Este o întrebare pe care vă pun eu dumneavoastră. Nu, nu mie să mă pune. Vă puneți alora care acum ies pe la televizor și ne dau lecție cum trebuie să funcționeze sistemul energetic. Alora să le puneți. Eu am înțeles foarte bine cum funcționează sistemul afară și vreau să-l fac ca în Uniunea Europeană. Nu fac nici cea mai mică modificare. Cum funcționează CEZ-ul în Cehia? Așa facem. Cum funcționează RWE-ul în Germania? Tot la fel facem. Și așa mai departe. Nu facem nimic deosebit, spectaculos. Aș reveni la Hidroelectrica. Când vreți să iasă din insolvență? Când vă așteptați? Conform
La ceea ce știu eu, la 1 iulie ar trebui să înceteze starea de insolvență. Care sunt condițiile pentru ieșirea din insolvență? Păi să treacă să funcționeze pe profit și să aibă posibilitatea ca în perioada următoare să-și plătească datoriile din ceea ce obține, din profitul obținut. Obținerea de lichidități ar fi o condiție? Este și una din condiții. Vânzarea de microhidrocentrale? Poate fi și asta un element. Sunteți de acord? Desigur. Dacă sunt ineficiente și există capital privat care ar putea să le facă eficiente, de ce nu? Din câte știți noastră, până în acest moment există o cerere reală pentru astfel de microhidrocentrale? Nu, nu. Eu n-am intervenit în managementul societății hidroelectrică. Până la urmă, acum este Comitetul Creditorilor care decide. Noi avem un singur reprezentant acolo care poate să o opună sau poate să fie de acord cu decizii pe care le ia Consiliul de Administrație. Dacă domnul Borța va spune în iunie că nu este momentul potrivit pentru ieșirea companiei din insolvență. Vom vedea. Vom discuta în guvern această chestiune, vedem care sunt cauzele, de ce trebuie prelungită starea de insolvență, adică trebuie să aducă niște argumente credibile care să fie înțelese de către guvern. Ați spus de curând că e posibil ca redevențele pentru gazele de șist și pentru cele offshore, cele din Marea Neagră în speță, să fie diferite de redevențele pentru gazele naturale extrase, clasic onshore, să spunem. Vor fi mai mari sau mai mici? Cum le vedeți? Întrebarea a fost pusă de către cineva și răspunsul meu a fost cu totul și cu totul altfel. Am spus că este nevoie să... Deci în momentul când vom începe exploatarea acestor gaze de șist și a gazelor naturale în Marea Neagră, să ne gândim și la redevențe pentru acest lucru. Dar există. Și așa este normal să fie. Dar în contract... Quantumul acestor redevențe nu știu acum. Nu confundați contractul care s-a făcut acum pentru explorare cu ceea ce se va întâmpla cu contractul de exploatare. Efectiv. Dar există un acord petrolier în care e trecut un anumit nivel al redevenței și anume cel din legea petrolului deja existentă, după cum arată legea acordul. Legea petrolului, așa cum bine știți dumneavoastră, începând de anul viitor, va trebui să suporte modificări. Și asta înseamnă că se va aplica și în cazul gazelor de șist. Este acord de explorare, dezvoltare, exploatare. Normal. Dar trebuie și de aceea trebuie prevăzute și pentru gazele de șist. Deci legea viitoare de modificare a redevențelor va apare probabil și acest lucru. Deci va apărea, ca să fim siguri că înțelegem și noi și cititorii noștri, vor fi diferențiate pentru gaze naturale extrase onshore, gaze naturale extrase offshore și gaze din șisturi bituminoase? N-aș vor putea fi. Să vă dau un răspuns, pentru că în mod firesc, cei care calculează redevența în RM-ul sau cei care propun aceste redevențe vor lua în calcul modul de exploatare a gazelor naturale onshore și offshore, unde este mai greu, ce costuri implică și așa mai departe. Trebuie să ții cont de toate aceste lucruri. Deci, probabil că ei vor fi cei care vor trebui să spună exact care este redevența pentru exploatarea gazului de șist și care este redevența pentru gazele din Marea Neagră, offshore. În ceea ce privește redevențele pentru gazele naturale extrase onshore, cea mai mare cantitate, practic, de care vorbim, redevențele, sistemul actual de redevențe expiră la sfârșitul anului 2014. Între ce valori minime este că trebuie să le schimbăm. Între ce valori minime și maxime ați vedea viitoarele redevențe? În fine, greu să cred. Trebuie să vedem și rata inflației, trebuie să vedem ce se întâmplă până anul viitor. Cu certitudine că ele trebuie aduse la nivelul pieței. Există o piață a redevențelor în Uniunea Europeană, în alte state. Vedem și noi care sunt aceste redevențe, facem o comparație și după aceea, sigur, vom lua și vom stabili nivelul acestora. Dar cu certitudine nu trebuie să fie mai mic decât în Uniunea Europeană. Nu văd de ce. Bun, și în Uniunea Europeană există diverse paliere în funcție de companii. Există, acolo unde vrei să stimulezi. De exemplu, exploatarea anumitor minerale, dacă vrei să le stimulezi, sigur, dai o redevență mai mică pe o anumită perioadă de timp. Dar aici lucrurile, mai ales la gaze naturale, la petrol, noi cam știm care sunt în momentul de față și trebuie să le aplicăm pe cele care sunt pe piață. Aici aș face legătura cu strategia guvernelor României, oricare au fost acelea legate de independența energetică și asigurarea acestei independențe energetice. Gazele de șist au fost privite până la un punct ca un potențial ajutor în
asigurarea acestei independențe energetice. Sunteți de acord cu această poziție? Da, sigur că sunt. Întotdeauna am fost pe poziția aceasta, că dacă în Statele Unite mediul înconjurător nu a suferit deloc, dacă în Statele Unite s-au putut crea locuri de muncă, dacă în Statele Unite prețul pe 1000 de metri cubi este de $113, nu văd de ce la noi ar fi altfel. Dar noi deocamdată ne certăm între noi, fără să știm dacă avem aceste gaze de șist sau nu le avem. Suntem în faza de explorare și până la faza de exploatare probabil mai durează vreo 5 ani. Deci vom vedea atunci. Deocamdată este vorba proverbului, dăm ceara de pe... Tocmai de aceea v-am întrebat... Am văzut în vedere această poziție favorabilă căutării, explorării zăcămintelor de șisturi bituminoase. Credeți că ar trebui ca redevențele pentru gazele de șist să fie gândite mai mic, mai jos decât redevențele pentru gazele naturale onshore, având în vedere dorința de a stimula această căutare? Vă imaginați că nu pot să fac o asemenea apreciere. Până la momentul în care nu va începe exploatarea, nu pot să mă pronunț. Pentru că nu știu care este rezerva de gaze în acesta. Avem o rezervă? Care sunt costurile? Statul român ce implicare are? Și așa mai departe. Eu cred că statul român trebuie să fie implicat prin toate companiile pe care le are în exploatarea, în explorarea acestor tipuri de gaze. Și în Marea Neagră, și onshore, pe teritoriul țării. Deci, din păcate, noi nu am jucat așa până acum. Adică, n-ar trebui să existe vreo companie străină care vine în România, care să nu și-a asociat partenerul român în acest domeniu. Păi, în ceea ce privește Marea Neagră, acolo există parteneriate, da? În care sunt incluse și companii. Eu nu sunt mulțumit. Pentru că Romgaz trebuie să fie un partener puternic în regiunea aceasta. A participat la licitația pe care nu l-a câștigat. Bun, a fost la una. Da, nu renunțăm, mergem la mai tocmai multe. A primit un... Te asociezi, dacă vrei să fii un jucător, te asociezi. Sau urmează să se asocieze, când că nu s-a parafat. Deci nu cred că s-a făcut tot ceea ce trebuia în acest moment. Dar credeți că prin măsuri legislative, că e vorba de inițiative ale Guvernului din care faceți parte sau de inițiative parlamentare, se poate impune după un model polonez, dacă nu greșesc, ca orice companie care intră să exploreze și să exploateze gaze naturale, să spunem, să fie obligată să se partenerieze cu o companie română? Eu cred că modelul polonez este foarte bun. Și în mod firesc ar trebui să-l adaptăm și noi. Haideți să trecem la energia regenerabilă. Da, un proiect, subiect plăcut. Un subiect plăcut și ușor neînțeles de mulți jucători din domeniu. Haideți să clarificăm acum lucrurile cuprinse în proiectul care tocmai a fost postat pe site-ul Ministerului Economiei. Dumneavoastră a spus, să luăm un exemplu cu energia solară. Dumneavoastră a spus că începând din iulie producătorii vor primi câte două certificate. În proiect se arată că vor primi, că se amână până în 2017 și că vor primi câte patru certificate. Pe de altă parte, există raportul ANRE privind supracompensarea, care vorbește de înjumătățirea numărului de certificate verzi din ianuarie 2014. Cum stau lucrurile până la urmă? Cine? Cât primește? De când? Și așa mai departe. Deci lucrurile stau așa. În coșul pe care ANRE-ul va trebui să-l gestioneze, trebuie să existe un certificat pentru energia eoliană, un certificat pentru hidro și două certificate pentru energia solară. Diferența care reiese din calculul de supracompensare se duce pe piață, adică îl primește cel care a investit. Asta este... Deci, ca să fie mai clar, la data respectivă, la calcul de supracompensare pe care îl aveam noi, ieșea undeva la 4 și am spus 2 și 2. Ori am văzut că din calculul de supracompensare la ANRE a ieșit 3. Și atunci 2 intră în coș, 1 îl folosește investitorul. Bun.
un producător de energie solară existent da. Deja pe piață. Da. Ca să înțeleagă efectiv toată lumea, existent deja pe piață. Cât da. Va primi din iulie 2013? Cât este din calcul de supracompensare? Adică, sunt coși, unul primește. Din 2014, din ianuarie 2014, luând în calcul raportul ANRE. Da. Dacă ies două certificate, unul în coș, unul primește. Pentru cei noi intrați pe piață? Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Deci și n-are legătură. La sfârșitul anului 2016, așa, își ia certificatele și le folosește. În subiect, România tocmai a fost acționată în judecată de către Comisia Europeană din trei motive, cel puțin. Pentru că nu au fost definit consumatorul vulnerabil, nu au fost stabilite măsuri pentru consumatorul vulnerabil. Al doilea motiv, că nu s-a făcut transferul Transgaz și Transelectrica la un alt acționar. Iar al treilea motiv, care este destul de controversat, nu s-a prea vorbit despre el, dar e foarte important de altfel, faptul că nu s-a separat înmagazinarea de la Romgaz de producție. Cu ce cu se întâmplă în cazul... consumatorii da. Vulnerabili, problema nu este la noi. Nu noi stabilim ce înseamnă consumator vulnerabil. Ministerul Muncii lucrează acum la un proiect care, cu siguranță, într-o lună maxim de zile... S-a discutat în guvern vreo primă formă pe privind... Nu, s-a discutat despre consumatorul vulnerabil, dar încă nu s-a venit cu o primă formă de... Și calendarul pe care îl așteptați dumneavoastră, cât ați spus, o lună sau... Eu sper ca luna mai să Ministerul Muncii să scoată un act normativ. Și care vor fi sursele de finanțare pentru consumatorul vulnerabil? Pentru protejarea consumatorului. Consumatorul vulnerabil va trebui să aibă un alt tarif față de un tarif social care și acum există. Probabil în aceleași condiții pe care le are și acum. Deci, eu n-am de unde să știu ce gândește Ministerul Muncii, dar cu siguranță va trebui să stabilească un tarif social care să fie acceptabil pentru cei care au salarii mai mici decât salariul minim pe economie. Aici este problema. Cea de-a doua cu Transgazul și s-a făcut. Deci știți foarte bine că există, există o hotărâre de guvern, dar sau ordonanță, dar încă nu s-a făcut transferul efectiv și apropo. Bun, nu puteam din cauza listării la bursa Transgazului. Nu putem să ne jucăm cu chestiunile astea. Transgazul va merge după 1 mai, așa, Transelectrica... Dar ce se întâmplă cu Transelectrica? Având în vedere că Opcom și dispeceratul, chiar dumneavoastră a spus, vor rămâne în subordinea Ministerului Economiei, iar la Ministerul Finanțelor se duce Transelectrica, fără aceste două unități extrem de importante. E, în condițiile astea, Transelectrica nu scade valoarea și atunci acționarii minoritari nu vor fi îndreptățiți să ceară despăgubiri? Deci eu vă răspund pentru o altă întrebare. Credeți că ministrul al energiei poate să ia vreo decizie în sistemul energetic fără să aibă dispecerul energetic național, în care să știe care e producția, care e consumul, ce se întâmplă în sistemul național? Se poate, dacă cineva îmi spune cum, e ok, e regulă, pot să recunosc că greșesc eu, dar eu nu cred că greșesc. Deci, din acest motiv, eu, acolo avem mai mult, dacă vreți, o coordonare metodologică, pentru că avem nevoie să știm ce se întâmplă totuși în sistemul energetic național. Dacă dar gândim logic... Acționarii minoritari, când au cumpărat acțiuni, oricine pe bursă, la Transelectrica, au cumpărat o feliuță dintr-un... Că există și Eden. La momentul acela, nimeni nu ne-a obligat că trebuie să despărțim transportul de energie de producătorul de energie. Prin urmare... E adevărat, dar aici intervine dreptul la proprietate, care este sfânt până la urmă. Îl respectăm. Vom găsi soluții. A doua listare pentru Transelectrica a avut loc în urmă cu mai puțin de 2 ani. E, și atunci exista legislația europeană care prevedea clar separarea transportului de producție. Și se cunoșteau lucrurile acestea și atunci când acționarii au investit din nou pe bursă la Transelectrica, au cumpărat tocmai în ideea că exista și Opcom, Bursa Energiei și Dispeceratul Național. Și la Opcom ce se întâmplă? Dumneavoastră vă place cum funcționează Opcom? În momentul de față da. au scăzut foarte mult prețurile. Da, dar nu funcționează ca o bursă. Și vreau să spun că volumul tranzacționărilor crește în fiecare zi, Opcom vine cu un nou record. Eu nu sunt mulțumit.
Nu funcționează ca o bursă. Cum funcționează o bursă? Am un broker, mă duc și discut contractele să fac acolo până numai pe prețuri. Noi facem acum un fel de surogat de bursă. Nu vă supărați. Dar care e principalul motiv de nemulțumire? Acolo trebuie să funcționeze ca o bursă. Există piața producătorilor care, din păcate, nu există o politică unitară, fiecare căutând să-și vândă produsul cât mai bine, dar așa cum vă spuneam, cărbunele cu apa și cu nuclearul niciodată nu se poate să joace în condiții egale. Furnizori, pe această piață, să folosesc de lucrul acesta, să înțeleg între ei foarte bine și iată o piață distorsionată. Suspectați înțelegeri între jucători pe această piață? Da. Aveți și elemente clare sau doar? N-am elemente, dar sigur, se simte... La bunul simț, la... Sigur. Deci, iată, v-am dat doar un element care nu cred că este tocmai corect. Păi și dumneavoastră cum puteți să interveniți? Contractele, Eu nu spun că contractele cu băieții deștepți ar fi trebuit menținute. Dar nici nu poți să oprești ca pe bursă să încheie niște contracte care să fie favorabile pe mai mulți ani. Sunt burse în care mergeți în Anglia, mergeți în alte state în care contractele pe energie pot fi încheiate pe 3 ani, pe 5 ani. Aici nu poți decât maxim un an. Și alea cu mari, toată lumea se uită, nu cumva s-a întâmplat ceva. Nu? Adică cât există suspiciuni legate de contractele, au fost la blace sau încheiate sau au fost denunțate contractele cu băieții deștepți, există, dar până la urmă OPCOM-ul poate fi, să lucreze la un... Poate să lucreze la un instrument și OPCOM de fiecare dată a spus că poate să lucreze la un instrument care să permită încheierea de contracte bilaterale pe termene mai lungi de un an. Adică aici nu există, nu e vorba de... Simțiți o dorință din partea industriei, din partea marilor industrii, aș să spunem, de mai multă stabilitate prin oferirea acestui tip de contracte? Sigur. Ei au venit și s-au plâns. Da, există acum un nou instrument, BCCB-NB, care... De pe acum, în aprilie, s-a băgat asta cu... platforma pentru mare consumator, dar încă nu funcționează ca lumea. Adică nu înțeleg de ce deranjează că o societate care a aparținut în fond tot sub aceeași cupolă își mută puțin... Nu este vorba de asta, este vorba de faptul că Transelectrica se duce fără două unități extrem de importante pentru Transelectrica. Și acționarii o să fie nemulțumiți. Nu e vorba de acționar, că o să fie domnul Chițoiu mulțumit sau nemulțumit. Ideea este, în felul acesta, dacă se duce Transelectrica fără dispecerea și fără bursă, se poate spune că s-a făcut un transfer... Deci dispecerul nu se duce acolo din acționariat. Dispecerul este subordonat doar din punct de vedere metodologic. Încă o dată, repet. Adică trebuie să aibă totuși poate o dublă subordonare. N-am găsit încă formula cea mai bună. Dar va trebui să o găsim, pentru că nu se poate funcționa. Deciziile în domeniul energiei nu le poți lua totuși după ureche. Îmi pare rău că trebuie să vă spun lucrul acesta. Cine crede că se poate, să conducă el. Eu nu pot să conduc după ureche. Dar va fi în felul acesta îndeplinită acea condiție din... Da, nu văd ce trebuie. Acționariatul este separat. Proprietarul acțiunilor majoritare este Ministerul de Finanțe, nu mai este Ministerul Economiei. Ministerul de Finanțe este îndrituit să-și pună management executiv care dorește, să-și ia măsurile care dorește. Nu ne băcăm în activitatea de zi cu zi acestei companii, din punct de vedere economic și financiar. De mine mă interesează din punct de vedere tehnic. Tehnic, DEN-ul trebuie să aibă o legătură strânsă și cu Ministerul Energiei. Și va fi acționar la DEN, de exemplu, Departamentul pentru Energie? Dar nu-l scoatem din cadrul. Am spus că este o structură care trebuie să aibă totuși o subordonare, să spun așa, între ghilimele, metodologic, adică modul de funcționare a sistemului energetic. Am spus foarte clar. Transgaz se transferă integral la Ministerul Finanțelor? Transgaz integral. Tot la fel, existând și acolo acel DEN. DEN, așa. Și acolo același lucru. Apropo de transgaz, aș trece la un alt subiect, și anume exporturile de gaze, când vor începe ele efectiv, acum a apărut și cadrul legislativ. Atunci când vom avea interconectările gata. În piață există zvonul, informația că Petrom s-a angajat față de statul român să nu exporte până la sfârșitul anului 2014. Corect. Puteți confirma această informație? Da, e normal să fie așa.
Da, de ce? Care a fost deal-ul până la urmă? Petrom s-a angajat să nu... Eu am participat la deal-ul respectiv, nu eram un ministru pe vremea, dar cred că este corect ca Petrom să nu facă export de gaze naturale. Și RomGaz este în acea situație. După 2014, RomGaz-ul va putea să exporte? După ce finalizăm toate interconectările, da, cred că da. Da, sigur, la prețurile vieții, evident. Că tot vorbeam de RomGaz. Când se va produce separarea în magazinele de producție? Este în lucru activitatea aceasta. De până acum de ce nu s-a produs această separare? Eu sunt ministru de 3 luni de zile. Nu pot să fac în 3 luni, ci nu au făcut unii în 3 ani, 4 ani. Deci, s-a făcut o analiză a impactului acestei separări? Evident că va trebui să fie o societate, un pui tot al Ministerului, vedem cum o să facem. Este clar că se lucrează acum și o să-mi prezinte o notă referitoare la acest lucru. Mă refer la dacă s-a făcut o analiză asupra tarifelor pe care... Nu văd ce impact poate să aibă asupra prețului. Că așa cum acum magazinează și există un aparat care se ocupă de în momentul de față este finanțat de RomGaz, și... de compania mamă. Atunci va plăti un tarif modic care va trebui să-l plătească RomGaz să trăiască salariații. Acum nu-i plătește salariații, plătește și cel care stă la depozit și cel care îl conduce să despart puțin lucrurile. Fiind independent, își va putea stabili tarifele în așa fel încât să poată să trăiască și atunci atât. Și E.ON, și GDF, și Petrom, absolut toți vor fi nevoiți să plătească tariful pe care îl va cere societatea de înmagazinare, care va fi acela. E posibil să fie cu 10% mai mare, din câte am înțeles. Nu cred. Să știți că eu am de gând să umblu foarte serios la toate tarifele astea pe care se plătesc în momentul de față. Și vă dau un exemplu. Taxă de cogenerare. Ar trebui să vedem cine face cogenerare. De ce plătim taxa asta? Ca să crească prețul. Tariful de transport energie. De ce trebuie să plătim? Cât îl plătim? Este nevoie să plătim atât? Tarifele pentru transport la export. Până la graniță. Cât costă? De ce trebuie să plătim? Adică o analiză mult mai serioasă. Știți că aceste tarife sunt stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare, care este independentă. Nu putem să discutăm, dar trebuie să-i arătăm la autoritate că consumatorul până la urmă este cel care plătește. Da? Ori noi trebuie să ținem cont și de consumatorul industrial și de cel casnic. De exemplu, societatea de înmagazinare. Cum va putea ea să trăiască dacă nu își va stabili tarifele în așa fel încât să-și acopere costurile? Păi va trebui să trăiască, să-și acopere costurile. De ce o facem? Să nu iasă în pierdere. Ea trebuie să iasă pe profit, normal, ca orice societate. Apropo de investițiile necesare în piață, vorbim de atragere de investiții la marile proiecte care sunt pe masă de aproape 2-3 ani. Vorbim de Târnița, vorbim de reactoarele 3 și 4, Agri. În ce stadiu sunt? Discuțiile, negocierile au apărut noi investitori. Avem solicitări, dar indiferent dacă avem sau nu, eu o să încep acest proiect. Cum? Într-o formă pe care am să vă explic la momentul potrivit. Aveți în vedere implicarea unei companii de stat în cazul în care nu se găsește un investitor privat? Mai multe companii de stat. Toți cei care au probleme legate de echilibrarea sistemului energetic național, ar trebui să participe la un asemenea proiect. Și când îl vedeți demarat? Dacă o să ne mișcăm bine, probabil în toamna acestui an, vorbesc în sensul proiectării, studiilor și așa mai departe. Ca investiție la ce sumă o estimați? 1,4 miliarde de euro. 1,4. În ceea ce privește reactoarele 3 și 4, mai e de actualitate discuția? Avem deja două solicitări. Suntem în discuție. E vorba de acele companii din China și Corea de Sud? De care se mai discută? Nu numai. Știți că cei de la Enel deja au transmis un semnal ca un fel de avertisment legat de faptul că ar putea să se retragă din proiect dacă nu vor vedea niște pași făcuți în sensul atrăgerii de investitori. Nu ținem cu deasila pe nimeni într-un anumit proiect. Dacă sunt bani și Enel-ul dorește să se implice, disponibilitatea noastră este maximă. Dar trebuie să fim de acord
că trebuie cu toții să punem umărul, să găsim acei parteneri, inclusiv Enel, trebuie să pună umărul. Pentru că este acționar acolo și ar trebui să ne intereseze lucrul acesta. În ceea ce privește proiectul Agri, despre care se tot discută de ani întregi, vicepreședintele Socar a spus în urmă cu 2-3 săptămâni că proiectul trenează, va fi întârziat. Care sunt cauzele acestei întârzieri? Trebuia să fie gata luna aceasta studiul de fezabilitate. Așteptăm să vedem dacă va fi gata. Probabil că, eu n-aș vrea să fiu pesimist, dar cred că în luna mai, în luna aprilie nu cred, dar în luna mai cred că va fi gata. Dar există în continuare disponibilitatea țărilor, companiilor participante? Noi suntem disponibili, ca să zic așa. O să am o discuție și cu factorii de resort din Azerbaijan, o să merg acolo probabil într-o lună, două, să vedem care este situația și dacă sunt interesați să continuă acest proiect. Unul din punctele centrale ale proiectului este portul de la Constanța. Acum există o discuție, de fapt e începută de anul trecut practic, dar acum s-a aprins puțin, legată de potențialul transfer al acțiunilor de la minister către autoritatea locală, către consiliile locale și Consiliul Județean. Vedeți oportună o astfel de mișcare, un astfel de transfer de proprietate? Nu văd de ce, pentru că aici se discută de companii. Și compania care va juca un rol important aici este cea care va lua o decizie. Nu poate să ia o autoritate publică decizia aceasta. Deci nu cred că... Sigur, are un rol important autoritatea publică locală, dar nu de a intra efectiv în compania respectivă. Constanța va trebui să devină, așa cum vă spuneam, un punct important pe artă, mai ales că acolo, așa cum am mai spus, Transgazul trebuie să joace un rol extrem de important. Mai ales în situația în care vor trebui transportate gaze naturale din Marea Neagră spre exterior. Deci, și aici, eu sper ca Transgazul să joace un rol important. Un alt proiect major în care e angrenată România și care e în continuare numai pe hârtie, Nabucco. Da. Decizia finală e așteptată din partea consorțiului de la Chardinis în luna iunie, în sfârșitul lunii iunie. Există vineri o întâlnire la Budapesta, o să meargă secretarul de stat Argulescu. Care este și reprezentantul României așa, în consorțiu. Și dacă o să ajung și eu, ar fi foarte bine, da? Să vedem cum o fi cu timpul. Care sunt semnalele pe care le-ați primit până în acest moment? Că acolo există o competiție, ca să înțeleagă toată lumea. Eu sper că în iunie consorțiul și-a denis să ia o decizie corectă și să ia 50% din companie. Și atunci lucrurile, cred eu, că vor fi clarificate. Dacă nu va cumpăra cele 50% sau nu va intra cu cei 50%, atunci putem să-l considerăm mort, dacă nu va intra consorțiul și-a denis. Dar eu sper să intre. Toate semnalele sunt că există interes. Mai am eu întrebări legate de tranzacțiile cu gaze. Când ar putea să fie efectuate exporturi de tip backhaul? În momentul în care vom finaliza interconectele. Acum se pot face exporturi de gaze prin interconectarea de Araseghel? Eu cred că da, dar destul de dificil. Invers, nu cred că putem, pentru că numai în anul viitor determinăm, în 2014. Vom termina interconectarea. Acum nu cred. Cu Araseghel pe sensul de export. Da, și cu Bulgaria? Bulgaria, noi am terminat pe teritoriul nostru toată lucrarea, trebuie să traversăm Dunărea. Dar se pot face exportul prin punctul Negru-Vodă? Nu cred. Și cu Republica Moldova? Miercuri va fi pus pe site asta, licitația pentru PSA, va fi pusă licitația pentru conducta Ungheniaș. Așa, și că tot vorbeam de Negru-Vodă, de punctul Negru-Vodă, cunoașteți faptul că România chiar a fost la un pas de a ajunge în fața Curții Europene de Justiție din cauza faptului că nu a permis accesul terților la rețeaua de conducte, mai ales pe zona Ungheni,
Ungheni, Negru Vodă, Isaccea. Va fi încheiat un nou acord cu Rusia în, nu știu să zicem, în următoarea perioadă? Au mai fost purtate negocieri cu Federația Rusă? Există o dificultate în acest sens. Și astăzi am discutat cu ambasadorul Rusiei. Sperăm într-o reluare a negocierilor în perioada următoare. Da, au fost întrerupte negocierile? Să vă spun, deci n-au început. S-a tot vorbit de faptul că au început negocierile. În mod efectiv. Nu au început, a fost atunci. Dar să ne așezăm la masă, să stăm, să luăm acordul, să negociem, încă nu. Vedeți în continuare reticență din partea Rusiei pe această renegociere? Sau... N-aș numi o reticență. Ce mai mult o chestiune ce ține de tactica negocierilor. Am înțeles că, apropo de faptul că a spus că ține de tactica negocierilor, că nu prea există un impuls din partea Guvernului României de a merge la Moscova să discute pe această temă. Nu cred. Pentru că eu am cerut încă de luna februarie să merg la Moscova să discutăm această chestiune. Deci, nu. Ce ar trebui să prevadă un nou acord? Un nou acord cu Gazprom legat de furnizarea de gaze naturale direct, fără intermediari. Adică direct societatea românească cu Gazprom.